Bună seara, doamnelor și domnilor, la mulți ani de Sfântul Nicolae. Așa cum ați văzut, am început emisiunea cu un colind. Ne propunem ca în fiecare săptămână să avem alături de noi pe cineva care să ne colinde. Costel Popa este primul invitat din acest periplu de emisiuni. Primul colindător. Costel, bine ai venit, la mulți ani. Bine te-am regăsit, Ada, pe tine și pe toți cei care ne sunt alături. Și mulțumesc că ați ales ca primul să această sărbătoare de Moș Nicolae să petrecem împreună. Eu am spus să le aducem un cadou și noi, chiar dacă nu înghetuțe, la televizor. Le aducem un cadou telespectatorilor și astăzi îi colindăm. Noi știm că tu ai pregătit deja colinde.
Ai fost la colindat, ai făcut clipuri Eu pot spune că deja sunt sătul de colindat de când ai colindat deja am destul început. De mult. Da. Am văzut că ai avut deja și destul de multe emisiuni în care ai promovat partea cealaltă de folclor, iar acum ai început cu partea aceasta de colindat. Așa este, da. A fost multă alergătură, ca de obicei în această perioadă a sărbătorilor, pentru că acum se fac filmări de Crăciun, de Revelion, după sărbători, de Sfântul Ion, așa că sunt motive de a fi pe drumuri și a filma mereu. E o perioadă destul de agitată pentru voi artiștii, dar sunt sigură că cei pentru care voi cântați și pentru care filmați vă transmit energia și emoția momentului acestuia, cum îl transmiteți și voi tuturor. Întotdeauna, pentru că dacă n-ar fi criticii noștri, ca să spun așa, nu am avea de ce să mai mergem înainte, nu? Așa este. Aseară ai fost chiar premiat, am văzut, de primăria municipiului Mediaș. Da, aseară am fost pentru surprins. Pentru faptul că ai fost foarte mult alături de medeșeni. Plăcut surprins, așa este. O onoare pentru mine. Am primit o diplomă din partea primăriei pentru toate activitățile culturale desfășurate pe care le-ai desfășurat. La Mediaș, da. Și a fost câteva anul mulțumesc acesta. Pentru asta tuturor celor care s-au gândit la mine. Da, au fost. Au fost și dacă avem sănătate vor mai fi, mereu. Pentru că sufletul meu este deschis întotdeauna. Și aici acasă? Mai ales aici acasă. Am început cu un colind, sosita praznicul iară. Povestește-ne puțin despre colindul acesta și despre legătura cu fetele de la Maramureș. Da, deci acest colind, acest titlu, Sosita praznicul iară, este colindul care dă numele albumului lansat anul trecut, albumului meu de colinde. Iar anul acesta am avut bucuria, acum de vreo săptămână și ceva, două, să înregistrez și să filmăm și videoclipul acestui colind. Din păcate n-am prea avut multă zăpadă și la un moment dat meteorologii anunțau cu forfotă, ca să zic așa, cod galben de nisoare în toată țara. Ați căutat și un loc? Inițial am vrut să merg unde am fost și anul trecut, la Mărișel, județul Cluj. Dar în seara când s-a anunțat nisoare în toată țara, era o lună mare cu multe stele pe cer, deci pot să zic că era foarte senin, n-a mai nins. A doua zi a fost soare, dar a fost frig și mă aflam la niște filmări prin Bistrița și am vorbit cu cineva de acolo, mi-a spus, vezi că pe pasul Tihuța către Vatra Dornei nu ninge, a fost soare, dar a zis acolo este zăpadă. Nu foarte mare, dar e zăpadă, se poate filma. Și astfel am luat decizia, dacă tot am organizat erau și fetele treaba asta. Da, deci a fost multă bătaie de cap, ca să zic așa, să-i adun pe toți, pentru că la această colindă au contribuit 6 persoane. Două dintre ele n-au putut să vină. Și vezi cum e, când e un grup, e greu să te adun, mai ales că, de exemplu, Angelica Pantea e plecată în Austria, acolo locuiește. Am sunat, i-am zis, Angelica, faci cum faci, ești acasă în două zile, pentru că lunea s-a întâmplat și miercuri am filmat. Și suntem la pasul Tihuta. Exact. A venit, pe urmă am vorbit cu Suzana și Daciana, că și ele sunt în acest videoclip, am vorbit cu Ilie Dură de la Vim Vâlcea. Trebuia să mai fie Ovidiu Furnea din Unghean Mureș și fosta iubită Liana Șuteo, care n-au putut să vină. Și am decis că facem noi, că nu mai aștept. N-are rost, că nu știu când va ninge, nu știu dacă vom mai avea timp. Mai faceți un videoclip în formulă completă, dacă cumva vă nimeriți la o cântare, bănuiesc eu. Îți spun sincer, am filmat în ziua aia 6 videoclipuri, deci am filmat de la ora 11 ziua până s-a întunecat, până la 4 jumate.
La minus 10 grade Celsius. Deci nu îi doresc nimănui. Acasă când și eu acum când m-am uitat la ele, se văd așa de super frumos. Super frumoasă atmosfera. Da, mai ales e soare, e zăpadă, zici, mamă, ce frumos. Așteptăm. Dar ce frig am răbdat acolo, nu mai eu știu. Mai ales că eu eram în fiecare colindă, colegele au mai intrat în mașină, s-au mai încălzit, eu n-am prea avut posibilitatea, puțin așa, chiar când n-am mai putut la un moment dat, mi-au degerat picioarele, astfel încât trebuie să stau jumătate de oră în mașină și după ce mi s-au dezghețat, așa mă dureau și mi s-au umflat buricele de așteptelor, mamă, deci prin ce am trecut acolo, de azi, videoclipul a ieșit bine, pentru că... Deci artistul face și sacrificii, nu? Deci vorba aceea... Sau chiar la început când m-am apucat de filmări, îmi curgeau lacrimile, după fiecare strofă. Și când m-am uitat la videoclipul ăla, se vede așa, se văd ochii foarte albi, așa sticloși, așa. Dar pe sticlă dă bine? A, da, bine. Da, dă bine și plânsul. Emoționat, pentru că colindul este un cântec care trezește anumite emoții. E cea mai frumoasă perioadă a anului, cred eu. Sunt sărbătorile pe care le așteptăm cu toții. Așa este. Și tu știi mare. Că pentru mine, de asemenea, e mai mare bucuria. Adus aminte, acum 3 ani de zile, am filmat la mine acasă. Da. Chiar tu ai fost și cu ideea și... Am și văzut, am revăzut filmarea pentru că a fost postată pe Facebook și atunci m-am gândit, trebuie să mai facem o emisiune. Din păcate, timpul nu ne permite să ne mai deplasăm și să stăm. O filmare acasă durează puțin mai mult. Așa este. Și... Dar filmarea respectivă va rămâne în istorie, pentru că a fost chiar foarte reușită. Oricum, mai venim acasă la tine să mâncăm costonașii. Acum de câteva zile am avut bucuria de a mă reîntâlni cu cei care ne-au colindat în acea filmare, și anume cu preotul părintele Bogdan Taifas, care a fost preot la Velți, iar acum e la Veștem în Sibiu, așa cu copilașii. Copilașii au crescut și am fost într-o zi pe la ei și am zis, hai să vă arăt ceva, și le-am arătat filmarea respectivă. Când s-au văzut copilașii, ce fericiți au fost, cum erau mai micuți, acum sunt mai mari. Îi așteptăm și oricum la colindat. Aminte frumoasă. Dacă vor să vină la colindat, mai filmăm o dată. Și pentru că tot e Moș Nicolae, povestim și despre povestea lui Moș Nicolae, spune-ne puțin... Dacă ți-ai făcut ghetuțele, dacă ți le mai faci. Toți copiii s-au pregătit aseară. Îți spun sincer, de vreo săptămână și ceva, două, mi-am luat toți papucii, deci toate ghetele, să le curăț. Și am văzut undeva pe internet că cu pastă de dinți Sensodyne, acum nu vreau să fac reclamă, dar chiar așa e, se curăță cel mai bine, mai ales păpucii aia care au conturul alb, deci talpa o au alb. Așa că i-am curățat atunci pe toți și acum sunt curați. Sunt curați. Așa că a adus moșul ceva în ghetuțe. A venit aseară Moș Nicolae și la mine. Spune-mi cum. Și chiar, da, apropo de Moș Nicolae, aseară am primit videoclipurile pe care astăzi le vedem. Deci de Moș Nicolae, Costel Popa a primit videoclipuri. Dumneavoastră, ce ați primit? Ne puteți scrie pe pagina de Facebook. Spune-mi, cum îți amintești tu de Moș Nicolae când erai mai mic? Ce sentiment îți trezește? Eu sunt sigură că toți avem anumite sentimente. La un moment dat, toți am crezut oricum. Eu cred că și în perioada aceasta trebuie să crezi în Moș Nicolae, chiar dacă darurile le facem noi. Așa este, mi-aduc aminte când eram mic, de Moș Nicolae eram foarte agitat, pentru că el era primul moș care venea. Pe urmă venea Moș Crăciun, dar de fapt acum, dacă e să o luăm logic, Moș Nicolae și Moș Crăciun reprezintă aceeași entitate. Sunt de același lucru. Sunt, da, asociați. Moș Nicolae este asociat cu Moș Crăciun, chiar și în colindele de Moș Crăciun. De acolo a pornit de fapt ideea cu Moș Crăciun. Și mi-aduc aminte că vroiam să vină Moș Nicolae și seara, înainte să mă culc, și dimineața. Lustruiam ghetuțele cu povestea de ghetuțe și eu și sora mea, amândoi agitați acolo, le puneam în fața ușii și mereu ieșeam afară. Tot din 5-5 minute, oare am primit cadouri, oare n-am primit. Și... venea, că n-avea ce să facă moșul, că venea, era spre agitație. Agitație eram, normal, venea. Dimineața când ne trezeam, iar. Deci, chiar dacă atunci, pe vremurile alea, Moș Nicolae nu era așa de bogat,
ca să zic acum. Oricum, dar eu cred că ne doream altceva decât ceea ce primeam la momentul respectiv. Exact. Pentru deci că ceea ce primeam era bucuria deplină, era ceea ce trebuie, ceea ce trebuia. Întotdeauna cred că a fost ceea ce trebuia acolo în Ghetuțe. Mi-amintesc și eu cu dragă momentele și parcă am sentimentul acela că aștept să vină cineva și știi sigur că s-ar putea să dormi, să nu-l prinzi când vine. Acum bucuria, cred că mai ales în cazul tău, că eu nu pot vorbi încă de această bucurie, e faptul că... băiețelul cum așteaptă... copilașii, nu? Cum îl așteaptă pe Moș Nicolae. Și te transpui prin ei în vremea ta. Moș Nicolae, mai nou în această perioadă, aduce și bradul în multe case. Deja copiii încep să simtă atmosfera de Crăciun, colorează la școală, cântă colinde. Atmosfera deja se simte, cred că și în orașul nostru. Sâmbătă aprindem luminițele. Mie mi l-a adus bradul Moș Nicolae în 4 decembrie, cu o zi mai repede. Da. Uite, să spunem și despre legendele de Moș Crăciun. Moș Nicolae, se spune despre Sfântul Nicolae că a trăit undeva în secolul al IV-lea, de origine greacă, un și episcop de Miria, undeva Licia, din Turcia modernă de azi. Anul 300 și ceva după Hristos. Da. Era un om generos, mai ales pentru cei care erau nevinovați sau nedreptățiți. Moș Nicolae mai era cunoscut și ca un protector al copiilor. Sfântul Moș Nicolae ajuta și marinarii. Marinarii care treceau prin vremuri grele se rugau la Moș Nicolae să apară. Se spune, da, că este protectorul oamenilor aflați pe mare, a marinarilor, da. Care este legenda care îți place ție cel mai mult despre Moș Nicolae? Sunt foarte multe, sunt povești pe YouTube, am găsit și noi. Așa este, una din ele care mi-a captat atenția și cred că e posibil să fie cea mai adevărată, nu doar o legendă. Undeva la câteva case de Sfântul Nicolae, de Nicolae, era o casă cu un tată care avea trei fiice și oamenii erau foarte săraci și la un moment dat și-a pus el în cap un gând negru să-și vândă fiicele ca să aibă bani. Și fetele, vă dați seama, erau foarte triste pe tema asta. Și atunci Sfântul Nicolae a aflat despre ce vrea să facă, despre acest gând negru al bătrânului. Și într-o seară a aruncat pe geam o punguță cu bănuți de aur, că atunci așa erau, aur sau argint. Și astfel încât fata mare... ca să zic așa, a avut zestre și s-a putut mărita. S-a măritat și s-a dus la casa ei și n-a mai fost nevoit bătrânul să o vândă. Pe urmă, la fel a făcut cu fata mijlocie, după 2 ani, când i-a venit rândul, a mers și a aruncat pe geam, exact cum se întâmplă acum, că de aia se zice că Moș Nicolae nu-l vezi, pentru că el vine și îți lasă cadourile, ți le aruncă pe geam sau ți le lasă în fața ușii, de acolo vine, de la legenda asta. Faptele, și la fel și cu fata mică s-a întâmplat același lucru și astfel s-au măritat toate trei și n-a mai fost nevoit tatălor să le vândă. Spune-mi dacă ți-amintești care a fost cel mai frumos cadou de Moș Crăciun, pentru care ai sărit cel mai mult în sus de bucurie. De Moș Nicolae. Eu mai știu. Adevărul că mi-amintesc că de Moș Nicolae cadourile nu erau așa consistente ca de Moș Crăciun. De Moș Nicolae ar trebui să primim doar dulciuri. Dulciuri să fie... Jordița, ai primit jordița? Întotdeauna. Fără jordiță. Mai ales, eu nu vreau să mă laud, dar chiar am fost un copil... rău când am fost mic. Rău, adică nu rău în sensul ăla de a fi rău. Eram neastâmpărat. Dar se zice că dacă ești de mic agitat și așa și îți consumi energia, când ești mare, uitați-vă la mine. Liniștit în scaunul lui, vine la emisiuni și își face treaba. Eu spun să mai ascultăm o colindă. S-a născut și Domnul Sfânt, se numește Colinda. Cu cine o cânti, Costel? Eu singur. Tu singur. Asta, da. Și este o colindă culeasă de la mama mea, apropo. Din satul Idiciu, de acolo, de unde e ea, Comuna Bahnea, județul Mureș, de unde sunt ai mei, de fapt.
Ascultăm Colinda, o dedicăm tuturor celor care astăzi își sărbătoresc numele, Nicolae, Nicoleta, Nico, Nicu, la mulți ani tuturor. Ascultăm Colindul. Și Domnul Sfânt ai Domnului, Domn din ceruri, tocmai-n seara de Crăciun, mititel-n pășețel, ai Domnului, Domn din ceruri, în scutec de barșonel. Pașa-i dalbă de mătasa-i Domnului, Domn din ceruri, iar Maica Sfântă Maria, pruncul-n braț și-o luat, ai Domnului, Domn din ceruri, și pe munte o plecat. Jos pe plaiul muntelui ai Domnului, Domn din ceruri, la umbrele plopului, și-acolo dacă o ajuns ai Domnului, Domn din ceruri, plopul vâjâia pe sus. Și șuiera ai Domnului, Domn din ceruri, iar Maria și-a zicea, să fii ploape blestemat, ai Domnului, Domn din ceruri, de mine, de fiul meu. Atunci Maica Maria, ai Domnului, Domn din ceruri, fiu-n braț și lua, sus pe vârful muntelui, ai Domnului, Domn din ceruri, la umbrele bradului. Acolo dacă o ajuns ai Domnului, Domn din ceruri, bradul liniștit sta sus, Maica Sfântă ce-i zicea, ai Domnului, Domn din ceruri, din gură îi cuvânta. Să fii brade lăudat, ai Domnului, Domn din ceruri, de mine, de fiul meu. Să fii vara ca iarna, ai Domnului, Domn din ceruri, toamna ca primăvara. Și iarna ca vara, ai Domnului, Domn din ceruri, să nu-ți mai pice frunza, ai Domnului, Domn din ceruri, să nu-ți mai pice frunza. Thank you.
Sus pe cerul înstelat, mândră stea s-o arătat, și cu flori de măr în mână să coboară peste stână. Lerui, 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 lerui. Într-un graj sărac de lemn, din cetatea Betleem, într-o iesle rece născut, Domnul lumii s-a născut. Lerui, 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 lerui. Merg păstorii și se-nchină celui ce-o adus lumină, celui ce l-am așteptat să ne scape din păcat. Lerui, 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 lerui. Hai cu toți la Biflaim, cu slavă să-l preamărim, pe împăratul cerului și cuvântul Tatălui. Lerui, 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 lerui. Am revenit după scurtă pauză de publicitate. La mulți ani încă o dată tuturor celor care astăzi sărbătoresc. Eu am spus să vă mai spunem încă o poveste despre Sfântul Nicolae. În credința populară, Sfântul Nicolae mai este cunoscut și sub numele de Sfânt Nicoară. Se spune că el păzește soarele care încearcă să se strecoare pe lângă el pentru a ajunge la tărâmurile de miază noapte, pentru a lăsa lumea fără căldură și fără lumină. În unele zone ale țării, în ziua de Sfântul Nicolae, oamenii aduc în casă crenguțe de pom fructife, pe care le păstrează în apă, lângă icoane, ca să înflorească până de anul nou. Iar dacă aceste crenguțe vor înflori până când anul se sfârșește, anul care vine va fi unul foarte roditor și plin de satisfacții. În alte regiuni, fetele se adună în ajunul sărbătorii pentru a face plăcinte, iar seara la ora 9 fix, flăcăi năvălesc peste ele și petrecerea începe. Deci astăzi ar trebui să petrecem. Mâine. Eu cred că toți, Nicolae și Nicoletele, sărbătoresc azi. Eu am sărbătorit la vremea mea de Sfântul Constantin în 21 mai, acum sărbătoresc Sfântul Nicolae, mergem la Sfântul Nicolae de seară, deci cu siguranță o să petrecem. În zona rurală de Sfântul Nicolae, feciorii se organizează încete, își aleg gazda în casa căreia repetițiile pentru colinde de Crăciun și de anul nou vor avea loc. Uite, iată că noi astăzi suntem gazdă, repetăm colindele și mergem la colindat cu Costel. Apropo de colindat, unde mergi la colindat anul acesta? Sau... Păi, ți-am zis, eu am început din timp, deci am colindat. Unde voi merge în seara de ajun? Mă gândesc că în seara de ajun în fiecare an... Obișnuiesc să cânti la biserică. La vecin, la... În ziua de Crăciun cântai la biserică. Da, deci până anul trecut a fost un an în care am lipsit de la biserici, da? În fiecare an am colindat la toate bisericile din Medea și mergeam tot la câte 2-3 biserici, depinde cum apucam. Anul ăsta m-am întâlnit cu niște preoți care m-au întrebat dacă o să îi onorez cu prezența. Am zis că nu promit, pentru că nu știu cum e programul. Nu știu cum e programul și efectiv am foarte multe, astfel încât măcar atunci aș vrea să mă odihnesc și eu, știi, în zilele de colindat. Poate merg, poate nu merg. Până acum pot spune că am colindat, de exemplu, la catedrala din Târnăveni, acolo unde s-au
s-a făcut un spectacol de colinde caritabil pentru copiii de la spitalul de acolo din Târnăveni. Am fost și la oamenii cu dizabilități din Biertan. Cred că asta de fapt este bucuria mea personală cea mai mare, când pot să văd pe ceilalți, mai ales pe acești oameni, au fost cei de la Căminul cu Dizabilități, da, că sunt singuri, că se bucură, știi, că prin ceea ce le ofer eu, prin cântec, prin colind, aduce un crâmpei de bucurie, da, în sufletele lor. Exact. Și de aia zic că pe lângă toate astea au fost și filmări și spectacole. Chiar astăzi, de exemplu, în 6 decembrie am spectacol în Luduș de colinde, Seara Colindelor se numește. Și tu petreci astăzi la colindat? Da, da, exact. La spectacol. Spune-mi, ce simți când îi vezi pe oamenii aceia care se uită și așteaptă colindul cu drag și care de multe ori plâng când ascultă colindul? Da, păi întotdeauna un artist, mai ales când se află în mijlocul oamenilor, se încarcă? Se încarcă cu energie, bineînțeles, dar observă foarte bine. Nu te emoționezi? Pe toată lumea. Ba da, îți dai seama. Dar te rodezi în timp. Exact, poate am momente în care și mie vine să lăcrimez sau să, dar am pățit de câteva ore, dar atunci când simți că îți vin lacrimile, deja încep să tremuri și tremură vocea și atunci încerc cât de cât să mă abțin. Să te abții. Da, să nu te gândești. Pentru că nu mai poți cânta corect pe urmă, da. Îți dai seama, când vezi omul că e bucuros și aduci bucurie prin cântecul tău, cred că nu mai ai nevoie de nimic. Acolo cred că e cea mai mare satisfacție. Apropo de cântate și de bucurie, anul acesta ai cântat și de 1 decembrie. Așa este, da. A fost, și chiar am remarcat un lucru, că a apărut această gală românească care s-a desfășurat la Mediaș cu poliția, cu jandarmii, cu oamenii pe drum, ceremonia exact de defilare. A apărut și ziarul Adevărul, ceea ce e un lucru destul de mare și de frumos, pentru că chiar frumoasă. A fost ceva, exact. Nu putem spune că a semnat cu Alba Iulia, dar a fost pe acolo. Și Mediașul este mai mic și până la urmă Alba Iulia merita să facă o gală fastuoasă, da, pentru că acolo exact s-au întâmplat lucrurile. Exact, a fost ceva foarte fain ceea ce s-a Dar organizat pentru cei aici. Care nu s-au putut deplasa sau care au vrut să petreacă la Mediaș 1 decembrie, eu zic că a fost o zi minunată și aici. Și spectacolul a fost filmat, se va difuza acum duminică pe Hora TV pe la ora 3-4 după masă, am înțeles. Deci vom vedea, da, pe Hora TV tot spectacolul. Le mai spunem telespectatorilor ceva despre Moș Nicolae. Aseară trebuia să ne facem ghetuțele, dar nu e nimic pentru cei care nu și le-au făcut. Mai prime și astăzi cadouri, că e Moș Nicolae vine toată vine ziua. Vine și cu întârziere. În 2018. De ce primim nuielușa sau de ce primeau copii o nuielușă? Era menită să atenționeze pe copiii neascultători, să le aducă aminte că trebuie să asculte de părinți și de bunici. Pentru Moș Nicolae este suficient să se uite prin fereastră pentru a-și da seama dacă un copil a fost cu minte sau nu. De foarte multe ori cei mici ne întreabă, dar voi de unde știe Moș Nicolae că noi am fost răi? Stau spiridușii pe la geamuri. Și într-adevăr eu mi-amintesc când eram micuți, ne uitam, erau luminile stinse și ne uitam pe sub scaune să vedem, nu vedem spiridușii, nu vedem pe Moș Nicolae. Eu vreau să zic ceva vis-a-vis de Moș Nicolae, deci de Sfântul Nicolae, Sfântul Ierarh Nicolae. În primul rând a fost crescut în această credință de a crede, mai ales aflându-se în anul 300 și ceva, deci aproape, după Hristos, aproape de Hristos.
atunci, la începuturi, credința era mai profundă, mai adevărată decât acum și a fost crescut în acest spirit al creștinismului, astfel încât după ce au murit ai lui, el avea, se zice că avea avere. Era un om bogat. Avea, da, exact, era un om bogat. După ce au murit ai lui, a vândut toată avuția și și-a continuat viața ca un om simplu. Simplu, ajutându-i pe ceilalți. Și ajutându-i pe ceilalți, exact. Și de acolo a pornit totul cu această treabă, cu ajutorare. Iar cu unul eluș, nu știu, și aici am citit ceva, că exista ceva războaie și cuceriri și astfel încât cei care au venit și au cucerit, nu vreau să dau nume ce țări erau acolo, în acest joc, ca să zic așa, în această luptă, aceia care au venit, de fapt au venit cu războiul și de acolo a venit chestia cu nuielușa. Cu nuielușa, da, da. Ceva de genul. Oricum, e doar așa, e un gest simbolic, nici nu au fost prea multe nuielușe ieri prin oraș cum erau altă dată, dar părinții au improvizat și cu siguranță au găsit nuielușa. În Europa, în preajma secolului al XII-lea, ziua de Sfântul Nicolae a devenit atât ziua darurilor, cât și a activităților caritabile. La Nems, tradiția sărbătoririi lui Moș Nicolae a apărut prin îmbinarea imaginii creștine a Sfântului cu o figură păgână. Acesta este văzut de către germani ca un bătrân cu un sac în spate și cu o nuielușă în mână. Pe lângă ghețuțele pe care copiii le pregătesc minuțios pentru venirea moșului, aceștia scriu în ajun o scrisoare în care apar toate dorințele lor, dar și câțiva morcovi pentru caii moșului. Deci pentru ca moșul să vină, ar fi trebuit să lăsăm morcovii pentru cai, iar când vine moșul îi dăm turtă dulce. Uh-huh. Mai ascultăm o colindă? Cu drag. Niciun ajun nu-i ajun. Alături de Suzana și Daciana Vlad. Da. Ascultăm colindul, ne reîntoarcem pe urmă la voi. Niciun ajun nu-i ajunul seara de Crăciun. Ajunul de Crăciunul seara de Crăciun. De mândru, de veselosul seara de Crăciun. S-o născut Crăciun bătrânul, seara de Crăciun. Merg la voi să le dau fânul, seara de Crăciun. Află-i boierule gândul, seara de Crăciun. Pe Maica Sfântă și-o născut un fiu frumos seara de Crăciun și-i-o pus nume Hristos seara de Crăciun. Care de la iarul scos o seară de Crăciun. Care de la iarul scos o seară de Crăciun. Din muncile iadului
Crăciun. Din văpaia focului o seară de Crăciun. Am revenit în studioul Nova TV. Sperăm că toate aceste colinde v-au încântat, atât pe dumneavoastră cât și pe cei de lângă dumneavoastră. Costel, spune-ne ce se întâmplă acum la final de an, care sunt obiectivele pe care tu ți le impui pentru anul 2019? Și ce-ți dorești, în primul rând? Pune-ți să spui o dorință la Moș Crăciun. Nu mai îmi fac planuri, că mi-am mai făcut planuri și nu mi-au ieșit întru totul. Întotdeauna mă rog la lui Dumnezeu să-mi dea sănătate, ca pe restul vin. Proiecte au fost multe până acum, am avut pe cap de un an de zile, ca să zic așa, de când mi-am înregistrat albumul de colinde, proiectul ăsta să realizez videoclipurile cu colegii mei, am reușit, iată că acum de o săptămână și ceva le-am înregistrat. Și câte acum videoclipuri sunt? Deci în total albumul conține 16 colinde și am înregistrat până acum 14 videoclipuri. Colinde. Da, păi am zis le fac o dată și le am. Nu să mă duc în fiecare an să îngheț pentru o colindă, știi cum vine vorba? Înghețăm o dată pentru totdeauna. Bine. Anul exact. Viitor, un album nou, îți propui lucruri de genul vreau să acesta? Zic că pe lângă colindele astea am mai scos încă 4 cântece noi și anume anul ăsta am realizat albumul despre care am mai povestit, Maramureșul răsună cu ardealul împreună cu fetele și cântecul respectiv. Pe urmă mi-am mai înregistrat eu 3 cântece, unul care poate l-au văzut la televizor oamenii despre capre. Am zis toată lumea cântă doi, eu vreau să cânt un cântec despre capre, exact, Țața, a avut și cel mai mare succes până acum, e un cântec etno, așa bate spre jiană, deci e frumos, elegant. Pe urmă am mai scos un cântec pentru ardeleni, om ca ardeleanul nu-i pe fața pământului, pentru că eu sunt ardelean și mi-am dorit să se regăsească toți ai mei acolo. Și un cântec despre țară, care încă nu e gata videoclipul, se numește Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, apropo de Mihai Eminescu. Iar în anul următor mi-aș dori, am multe planuri, aș vrea să-mi fac un album de pricezne, nu știu dacă voi reuși, dar cu timpul... Important că există obiectiv. Exact. Întotdeauna exact. Trebuie să ne propunem ceva măreț, chiar dacă nu ajungem în vârf, cu siguranță păi ajungem... Întotdeauna speranța moare ultima. Și dacă ne pierdem drumului. Speranța, atunci pierdem tot. Pierdem tot. Sărbători fericite, Costel, îți dorim. Mulțumim pentru seara aceasta. Și ție, Ada, și tuturor celor care ne-au urmărit și, Doamne ajută, să auzim numai de bine, ca și acum. La mulți ani tuturor încă o dată, la mulți ani de Sfântul Nicolae, Nicoleta, tuturor. O seară bună să aveți, vă lăsăm în compania colindelor lui Costel Popa. O seară bună să aveți! Miflaime, cum n-ai primit în tine pe Fecioara Maria să nască pe Mesia. Celui mai sfânt copilaș. N-ai știut tu, Viflaime, cu câtă dragoste vine cea mai sfântă între fecioare a Domnului Născătoare. Patmoleșii-ți
a fost a Domnului casă, la venirea sa în lume, din vinata Vitlaime, la venirea sa în lume.